Cred că Republica Moldova are trei soluții în momentul de față. Să intre în Uniunea Europeană, să intre în Uniunea Vamală și a treia, cea mai avantajoasă pentru cetățenii Republicii Moldova, unirea cu România. Unirea cu România este o chestiune de decizie politică, dar care trebuie susținută de populație. În România această susținere există. Probabil știți că toate sondajele arată 70-80% din populația României dorește reunificarea țării. Acesta este și motivul pentru care eu n-am trimis niciodată la promulgare tratatul de frontieră dintre România și Republica Moldova. Și nu cred că va veni vreun președinte român care să trimită acest tratat la promulgare, pentru că ar însemna să consfințim pactul Ribbentrop-Molotov. Deci, aceste trei alternative sunt. Eu cred că cea mai avantajoasă variantă pentru Republica Moldova este reunirea cu România. Dar asta trebuie să o vrea și cetățenii Republicii Moldova în mod majoritar, sau să fie o decizie a Parlamentului care își asumă acest lucru. Am Da, în înțeles momentul. că există tot soiul de speculații și vă pot spune că există și la Moscova, și la Chișinău, dar și prin unele cancelarii europene, că România ar avea o agendă ascunsă față de Moldova. Ce vă pot garanta? Și vă spun ca un om care a fost 10 ani șeful statului român. Nimeni nu ia în considerație o intervenție în forță în Republica Moldova,